Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună o varză călită. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Avem nevoie de 2 verze, 3 cepe, 4 linguri de bulion, 2 foi de dafin, o jumătate de linguriță de cimbru uscat, o jumătate de legătură de mărar, o linguriță de sare, zeama de la o lămâie, 4 linguri de ulei. Mai întâi ne apucăm de tocat ceapa. Am terminat de tocat ceapa, acum ne apucăm să tocăm varza. O să începem mai întâi cu aceasta. Asta e varză chinezească, dar gustul este același, deci nu este nicio diferență, numai că are altă formă, uitați-vă. Am terminat de tocat varza, acum ce vom face cu sarea? O vom presăra peste varză și o vom freca așa un pic în mâini să-și mai scadă din volum. Punem o cratiță pe foc, punem uleiul. Adăugăm ceapa. Adăugăm și niște apă. Și așteptăm să se înnăbușească, să devină translucidă. Ceapa noastră s-a gătit. Acum adăugăm și bulionul. Îl gătim și pe el un picuț. Acum am un mic secret să vi-l mărturisesc. L-am de la o nepoata mea care l-a primit de la o bucătăreasă, o fostă bucătăreasă de pe vremuri. La varza dulce zice că atunci când o aprim cu zeamă de lămâie, să punem zeama de la lămâie acum, cum îl pun eu, deci când am gătit ceapa și bulionul. Și începem să adăugăm din varză. Amestecăm bine, bine. Aceasta este varză călită la ceaon, tigaie, la cratiță, nu în cuptor. Este varză de vară. Acum adăugăm și foile de dafin. Adăugăm și cimbrul. Amestecăm.
Și în funcție de cum este varza, varza mea este o varză foarte moale, de se gătește foarte repede, nu este tare. Dar cred că și la dumneavoastră acum varza nu mai este cum era de mult tare. În funcție de cum este ea, adăugăm apă. V-am zis, e în funcție de varză. Amestecăm. Îi punem capacul și o lăsăm să se gătească. Varza noastră s-a gătit, s-a călit foarte bine. A stat 50 de minute s-a gătit. Este suficient de seacă. Este foarte, foarte bună, foarte bine făcută. Acum adăugăm și mărarul verde. Și amestecăm. Merge foarte bine mărarul la varza dulce. Dacă nu ați făcut cu mărar, încercați-o. Să vedeți că este o variantă foarte bună. Acum oprim focul. O lăsăm un pic să se răcorească și bineînțeles că o vom degusta. Acesta este rezultatul final la varza noastră. Am făcut și mămăliguță, am adăugat și niște ardei iute. Eu vă doresc poftă bună. Vă rog și pe dumneavoastră să încercați această rețetă și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele și bineînțeles să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă vă plac rețetele mele. La revedere!